Doamnelor și domnilor, iată principalele știri de astăzi. Chiriile foarte mari pun în pericol activitatea medicilor făgărășeni care au cabinete în apartamentele aflate în proprietatea primăriei. Dacă până acum doctorii achitau o redevență anuală de 1 euro pe metrul pătrat, acum ei trebuie să plătească lunar de 3 ori mai mult. Și pentru a funcționa cabinetul, la chirie se adaugă și alte cheltuieli, de la curent, apă, căldură până la taxa de salubritate. În aceste condiții, medicii au cerut sprijin Consiliului Local. Plătim ceva mai puțin pentru consumul de apă și asta odată cu modificarea cotei de TVA. Drept urmare, un abonat persoană fizică achită 3 lei și 36 de bani pentru un metru cub, sumă ce conține și TVA-ul, și 2 lei și 56 de bani pentru canalizare. Vestea rea este că în orașul nostru șantierul apei va continua, astfel că nu scăpăm de săpături, noroi sau praf. Fermierii sunt nemulțumiți de modul în care primesc subvențiile. Oamenii spun că cel mai bine ar fi fost ca sumele să se acorde integral și nu în tranșe. Și asta întrucât ei sunt obligați să plătească impozit pe venit, deși banii din subvenții nu le-au ajuns încă în conturi. Elevii de clasa a 8-a se pregătesc de simulările pentru evaluarea națională. Ministerul Educației a publicat calendarul acestor verificări, iar testările cuprind subiecte unice. De examene au parte și elevii din clasele mai mici, a 2-a, a 4-a și a 6-a, însă acestea sunt programate spre finalul anului școlar, în perioada mai-iunie. Disperare în rândul a 6 medici de familie din Făgăraș, ale căror cabinete funcționează în apartamente ce se află în proprietatea primăriei Făgăraș. Doctorii sunt în pericol să nu-și mai poată desfășura activitatea aici din cauza sumelor foarte mari pentru chiria pe metrul pătrat. Totul se schimbă din 2016, susțin reprezentanții administrației publice, prin lege. Dacă până acum pentru spațiile concesionate cu destinația cabinete medicale, medicii plăteau primăriei o redevență anuală de 1 euro pe metrul pătrat pe an, acum ei trebuie să achite conform legii 3 euro pe metrul pătrat pe lună. O să ajungem să închidem cabinetele. Finanțarea lor cu toate cheltuielile aferente vor depăși veniturile. Și așa sistemul sanitar de toată lumea criticat. Și această verigă de bază, la care cred că toată lumea apelează, se duce de râpă. Deci noi nu cunoaștem legea, noi știm să consultăm, știm să scriem rețete, găsiți o soluție. Suntem mai dumneavoastră ai tuturor și așa Făgărașul are puțin, în câțiva ani ne vom pensiona să rămână fără medici de familie. Nimeni nu mai vrea să ia medici de familie. S-a schimbat codul fiscal, cred că toată lumea cunoaște. Și acolo suntem vitregiți. Doctorii s-au prezentat în fața consilierilor locali și au cerut explicații și sprijin în rezolvarea situației. Medicii au invocat toate costurile pe lângă chiria lunară, printre acestea și prețurile foarte mari pe serviciile de salubritate. Marian mi-a obligat să închiriez fiecare doctor contract cu salvă. La fiecare mi-au pus câte 40 de lei, mă rog, asta nu. Dar pentru 3 locuri, un metru jumate cub de deșeu, de gunoi menager. Sâmbătă, duminica, nu suntem la cabinet, noi avem contract cu cei de la Sibiu cu care vin și ne iau deșeurile medicale. Domnii respectiv nu înțeles, iar domnul Maria, un metru cub jumate de... Deci avem foarte multe alte cheltuieli. Nu mai după această chirie. Dacă o pungă pe săptămână, dacă ducem la... În 2007, o lege prevedea că primăriile trebuie să vândă cabinetele către medici, inclusiv către cei de familie, la prețul de 50 de euro pe metrul pătrat. Medicii și-au depus dosare și au ajuns în faza de negociere. Curtea Constituțională însă a anulat legea respectivă, astfel că doctorii au început să achite în tranșe lunare costul apartamentelor, dar la un moment dat procedura a fost sistată. Reprezentanții primăriei iau în calcul o contraexpertiză efectuată de experți în domeniu. Medicii trebuie să-și desfășoare activitatea în cabinetele medicale. Legal și doar legal,
Legislația spune în felul următor și cu ocazia aceasta răspund și domnului consilier Bardașu. În primii 5 ani, legislația a permis ca medicilor să se încheie contract de concesiune pe cabinetele existente în primii 5 ani cu un euro pe an. Legislația spune că după încheierea celor 5 ani este obligatoriu să se încheie contractul de concesiune în condițiile prețului pieței, preț al pieței care este dat printr-o expertiză. Expertiza la care dumneavoastră ați luat part în comisii și urmează astăzi să luați seama în plen, spune că în anumite situații în funcție de zone poate să ajungă până la 3 euro în metru pătrat pe lună. Ceea ce, în unele situații, poate să pună în dificultate activitatea unor medici care, dacă astăzi au cabinet de 100 de metri pătrați, ar ajunge la o redevență de 300 de euro pe lună. Consilierii locale au amânat luarea unei decizii și consideră că până la sfârșitul lunii februarie vor găsi totuși o soluție concretă pentru a-i sprijini pe medici. Noi am luat act de această situație acum la comisie și mai mult în ședința Marea Consiliului Local. Din ce am înțeles și ne-a pus, s-a schimbat legislația cu noul cod fiscal. Până acum doctorii plăteau, medici de familie care aveau închiriat un cabinet din partea primăriei, plăteau un euro metru pătrat pe an. Parcă era ceva de genul. Acum, legea, noul cod fiscal ne pune în vedere ca primăria să facă o evaluare a apartamentului respectiv și să se plătească valoarea pieței din zona respectivă. S-a făcut o evaluare care, din punctul meu de vedere, acolo este destul de piperată, să zic așa. Doctorii nu au cum să plătească suma respectivă. Un apartament cu 3 camere ajunge undeva la 300-400 de euro pe lună, ceea ce este foarte mult, având în vedere faptul că dânsii desfășoară activitate în folosul comunității. Și aici, noi ce am făcut la ultima ședință a fost doar să perpetuăm situația, astfel încât în luna aceasta, luna februarie, în ședințele de lucru de comisie, să putem să aducem lucrurile pe un făgaș normal, din punct de vedere juridic, să găsim o soluție, astfel încât doctorii și, în ultimul rând, pacienții să fie satisfăcuți. Medicii vor să-și desfășoare activitatea în legalitate, astfel că au propus autorităților să le prelungească printr-un act adițional contractul de concesiune. Ei nu mai pot lucra în condiții legale cu Casa de Asigurări de Sănătate. Cabinetele medicale se află în cartierele Tăbăcari, Tudor Vladimirescu, Negoiu și Combinat. Medicii de familie au înscriși pe liste mii de pacienți. Vești bune pentru abonații făgărășeni, odată cu modificarea cotei de TVA, scade prețul metrului cub de apă pentru populație. Astfel, de la 1 ianuarie, abonații casnici plătesc 3,36 de lei, cu tot cu TVA pentru un metru cub, și 2 lei și 56 de bani pentru canalizare, iar metrul cub pentru apa brută livrată este de 1 leu și 47 de bani. Așadar, prețul la apă potabilă și la apă brută pentru populație conține TVA în cotă de 9% de la 1 ianuarie 2020. 16. În schimb, tarifele la canalizare, epurare pentru populație conțin TVA în cotă de 20% de la aceeași dată. Pentru agenții economici, prețurile nu conțin TVA și sunt de 3 lei și 8 bani metrul cub la apă potabilă, 1 leu și 35 de bani apa brută și 2 lei și 13 bani metrul cub de canalizare, epurare. Noul preț la apă potabilă și tariful la canalizare, epurare au fost avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și de Utilități Publice și sunt puse în aplicare de la 1 ianuarie 2016. Acest lucru este îmbucurător pentru abonați, însă șantierul care prevede schimbarea rețelei de apă canal dă în continuare bătăi de cap cetățenilor Făgărașului. E mizerie și noroi peste tot, spun oamenii, iar autoritățile locale susțin că închiderea lucrărilor este programată pentru toamna acestui an.
Plata subvențiilor pentru fermierii români, care va începe anul acesta după data de 8 aprilie, îi nemulțumește pe fermieri care așteaptă subvențiile integrale pentru a-și achita datoriile la bănci și pentru a-și finanța lucrările agricole din acest an. Quantumul este de 77,42 de euro pe hectare, iar plata în avans poate fi acordată în procent de până la 70% din valoarea totală a plăților directe. România a acordat un avans de aproximativ 53 de euro pe hectar. Toate instituțiile și persoane fizice, toate instituțiile care au cod CAEN, agricultură sau forme de activitate de tip agricol, pot beneficia de subvenții. De subvenția tip SAPS dezlegate de producție și toate măsurile subvenționabile prin APIA, alături de celelalte subvenționabile prin AFIR, fostul APDRP, care completăm cercul de 380 de grade al subvențiilor și al investițiilor de tip agricol în România. Fermierii sunt obligați să plătească impozit pe venit, deși banii din subvenții nu le-au ajuns încă în conturi. Iar data de 8 aprilie îi face să piardă reducerea de 10% a impozitului care se aplică pentru plățile efectuate până la sfârșitul lunii martie. Ministrul Achim Irimescu a explicat că situația ar fi putut fi evitată dacă România ar fi optat pentru plata plăților integrale fără avans. Acesta a precizat că situația era alta în cazul în care fermierii ar fi fost informați din timp că nu vor primi avansul pe suprafață de la 15 octombrie, dar vor primi de la 1 decembrie plățile integrale. Șeful Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a dat exemplul Germaniei, care a decis să nu plătească avans și să nu muncească dublu precum românii. Elevii de clasa 8 încep simulările examenului de evaluare națională pe data de 22 februarie, cu testarea la limba și literatura română. Ministerul Educației a publicat calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii care acum sunt în clasa 8. Acesta este al treilea an în care Ministerul Educației organizează simulări ale examenelor la nivel național cu subiecte unice. În focul examenelor sunt și elevii de a 2-a, a 4-a și a 6-a. S-a stabilit ca evaluările naționale la finalul acestor clase să aibă loc între 23 mai și 10 iunie. Astfel, elevii clasei a 6-a vor susține examenul pe 23 mai la limbă și comunicare, pe 24 la matematică și științe. Apoi vor urma micuții de clasa a 4-a. Ei vor fi evaluați pe 30 mai la limba română, pe 31 la matematică și pe 2 iunie la limba maternă. Ultimii testați la nivel național vor fi școlarii de clasa a 2-a. Ei vor susține examenul la limba română scris pe data de 6 iunie, iar pe 7 iunie l-a citit.